Există o anumită plăcere în a fi total confuz. Este un motiv pentru care mulți dintre noi călătorim, pentru a fi uimiți, pentru a fi surprinși, pentru a fi șocați uitându-ne la locurile înconjurătoare, necunoscute, fără a avea nicio idee ce se întâmplă. Acest sentiment ciudat pe care îl observi când călătorești apare în multe înfățișări. Poate fi spiritul de cultură sau pot fi atracții unice. Poate fi natural sau poate fi creat de om. Aceste locuri despre care vom vorbi astăzi sunt cu siguranță ciudate, dar merită să le vezi. 10. Muntele Roraima. Dacă vrei să rezumi pe scurt întregul loc, aș spune că este o lume complet diferită, ca și în filmul Insula Misterioasă. Tot vârful muntelui este plat și are un ecosistem unic ce include diferite specii de plante și animale, împreună cu cascade ce sunt numărate printre cele mai mari ca înălțime din lume. Se crede că muntele ar avea în jur de 2 miliarde de ani. Acest peisaj minunat de pe muntele Roraima a inspirat de asemenea filme și romane. În 2009 a fost făcut un film Pixar și în 1912 romanul lui Conan Doyle, Lumea pierdută. Aceste titluri sunt printre cele mai cunoscute. Într-adevăr, este unul dintre cele mai misterioase locuri. Ai îndrăzni să vizitezi acest tărâm? 9. Ramsetu. Ramsetu sau podul Rama este un drum ce este creat de-a lungul mării conectând insula Pombe din Tamil Nadu cu insula Minar din Sri Lanka. Studiile științifice au determinat că este un zid natural format din calcar, totuși, potrivit mitologiei hindu, a fost construit de lordul Rama cu ajutorul armatei maimuțelor Vanara. El a trebuit să construiască acest pod pentru a ajunge pe Sri Lanka pentru că soția lui Sita a fost răpită și închisă acolo. Toată problema cu Ramsetu este misterioasă, iar asta ne face să vorbim și mai mult despre el. Se spune că podul Rama a fost deasupra nivelului mării, chiar și câteva înregistrări istorice sugerează că era posibilă plimbarea pe el până în secolul 15. Adâncimea era estimată între 1 și 9 metri în zona acestui drum. Chiar dacă podul Rama este sub apă, bărcile nu pot naviga peste el. Apa de aici este superficială, nivelul adâncimii variază la anumite puncte, prin urmare navele din India trebuie să ocolească pentru a ajunge în Sri Lanka. Ramayana menționează că Setu a fost construit cu pietre plutitoare. Surprinzător, aceste pietre plutitoare sunt împrăștiate de-a lungul podului Rama chiar și în ziua de azi. Ce părere ai? Este creat de om sau poate chiar este construit de Lordul Lama și armata lui de maimuțe? 8. Munți mișcători. Munții nu ar trebui să se miște, dar un munte de nisip chiar face asta, călătorind într-un ritm de 20 de metri pe fiecare an. Nu este vorba doar de o dună masivă ce se mișcă. Potrivit fostului președinte al Tanzaniei, Jakaya Kikwet, o grămăjoară de nisip din acest munte a continuat să se miște chiar și după ce a fost luat în mașina lui. Cu o înălțime de 10 metri și 100 de metri lățime, muntele de nisip cu formă de semilună își schimbă forma și direcția la fiecare deceniu. Odată chiar s-a împărțit în două și a călătorit în direcții diferite. Se crede că ar fi produsul unei erupții de vulcan. 7. Dealul magnetic. Indiferent dacă ești un călător înrăit sau un scriitor ce iubește să exploreze trasee noi, Ladakh din India este numele cu care vei fi familiarizat. Aici se află misterioasele dealuri magnetice cunoscute pentru atragerea vehiculelor. Acest deal magnific se află în drumul din Srinagar pe șoseaua Leh. Dacă îți vine să crezi sau nu, această întindere mică de deal magnetic definește perfect fenomenul gravitației. Pentru a confirma acest lucru, poți opri mașina, iar când ești pe loc, o să realizezi că aceasta se mișcă fără ajutorul tău la o viteză de 20 de km pe oră. Nu știu de voi, dar mie mi se pare foarte interesant. 6. Marea împărțită în două. Orașul Corola s-a confruntat cu o vreme foarte grea recent. Orașul a fost martorul unei ploi foarte puternice ce aproape l-a inundat complet, luând viețile a sute de oameni și lăsându-i fără case. După ce apa din inundația recentă s-a retras, ceva amuzant s-a întâmplat într-unul din orașele din Kerala, ce i-a surprins pe toți. Localnicii din Kerala au fost martori la apariția unei structuri de insule pe suprafața apei de-a lungul plajei lor. Banda îngustă de nisip ce are o lungime de peste jumătate de kilometru a despărțit practic marea în două.
Acesta este într-adevăr un fenomen natural și toată lumea a fost surprinsă să vadă că a atras multă atenție printre localnici și turiști, iar oamenii chiar vizitează acest loc pentru a face o plimbare lungă pe drumul acesta de nisip. În timp ce turiștii se îngrămădesc să vadă măcar o parte din acest loc, autoritățile îi avertizează că acea bandă de nisip va fi acoperită de apă în cazul unui val mai înalt. Chiar dacă nu a fost imediat clar ce a fost în spatele formării structurii neobișnuite, oamenii încă se întreabă cum de s-a întâmplat. Ei bine, până misterul o să fie rezolvat, oamenii se bucură de o plimbare lungă pe acest loc. 5. Cascade de sânge. Imaginează-ți un munte de zăpadă având o baie de sânge în mijloc. Sună a ceva supranatural, nu? Ei bine, aici ai cascada de sânge roșu colorând ghețarul Taylor. Cascadele de sânge din Antarctica au fost un mister pentru multă vreme, dar după ce totul a fost studiat în amănunt, se știe exact ce sunt și cum au ajuns așa. Mulțumită cercetătorilor, am aflat că acest eveniment se datorează oxidului de fier, adică, practic, rugina ce este prezentă în apă. Apa ce curge din lac creează această nuanță roșie, făcând-o să pară ca și cum ar fi sânge. 4. Kelimutu, Indonezia. Pe insula Flores din Indonezia, muntele Kelimutu este locul unde pot fi găsite trei lacuri impecabile în parcul național cu același nume. Aceste lacuri sunt rezultatul unei erupții vulcanice și toate au culori diferite, albastru, turcoaz și chiar negru. Ei bine, dacă crezi că acesta ar fi misterul din acest loc, atunci îți sugerez să mai aștepți puțin. Uneori, aceste lacuri își schimbă culoarea în alb sau roșu. Turiștii au văzut de asemenea unul dintre lacuri cu o culoare de maro închis. Totul este încă un mister de necrezut. 3. Insule plutitoare. Lacul Loc Tok nu este doar cel mai mare lac din nord-estul Indiei. Este de asemenea casa unor insule plutitoare. Aceste mase circulare de teren sunt realizate din sol vegetal și materie organică ce s-a îngroșat într-o formă solidă. Insulele au o suprafață ca de burete și se simt ca o trambulină. Precum un iceberg, o mare parte din masa acestor insule se află sub suprafața apei. Pe timpul anotimpurilor călduroase, când nivelul apei scade, rădăcinile vii ale insulei pot ajunge la lac și absorb nutrienți. Apa înconjurătoare este vitală pentru irigații, pentru apa potabilă și provizii de mâncare, de aceea lumea se referă la acest lac ca și linia vieții a statului Manipur. Mii de pescari își câștigă traiul din apă, pescuind aproximativ 1500 de tone de pește în fiecare an. Copiii se duc la o școală localizată pe una din insulele plutitoare. 2. Muntele superstițios. Unele locuri au fost considerate de mult timp ca nefiind bune, blestemate, stricate, oricum ai vrea să le spui. În Arizona, chiar la est de metropolitanul Phoenix, se află un teren foarte uscat. O legendă spune că un om pe nume Jacob Waltz a descoperit o mină gigantică de aur prin secolul XIX și a ținut locația secretă până în mormânt. Totuși, există o presupunere cum că probabil ar fi spus locația unei persoane pe patul lui de moarte. Încă de atunci, multe expediții către mina de aur pierdută au început, dar toate s-au dovedit a fi extrem de periculoase. Exploratorii s-au dus înăuntru, dar nu au mai ieșit niciodată. Unii americani nativi au crezut de asemenea că muntele reprezintă intrarea spre iad. 1. Turkmenistan, porțile iadului. Craterul din Turkmenistan este cunoscut ca reprezentând porțile iadului. Această cavernă stranie din deșertul Karakun a fost în flăcări pentru mai bine de 40 de ani. A fost descoperit în anul 1971 de geologii sovietici, când terenul de sub platformele lor de foraj brusc s-a prăbușit, lăsând o gaură în urmă de aproximativ 70 de metri adâncime. În timp ce craterul s-a umplut cu un potențial gaz natural otrăvitor, sovieticii au decis să îl aprindă. Oamenii de știință se așteptau să ardă în câteva zile, dar s-au cam înșelat. Au trecut mai mult de 40 de ani de atunci, iar focul este încă la fel de puternic. Acesta a fost episodul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Nu uita să-mi lăsați întrebări în comentarii dacă vreți să apăreți în următoarele episoade Space Facts.
Mi-am creat un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Ai un link în descriere dacă ești interesat. De asemenea, mai jos găsești și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!